încă o istorie frumoasă urmează să descoperim în câteva clipe. Cristina Popușoi și cele 4 minuni din viața ei urmează să intre imediat în platoul nostru, pentru că prima a fost fata cea mare, după care au venit și 3 flăcăi să facă mamă de 4 copii. Bine ați venit! Bună seara! Bine ai venit! Ia hai să facem cunoștință. Cine e aici lângă mine? Vasile. Așa, dar aici lângă mine? Bogdan. Bogdan. Și aici? Cristian. Așa. Dar ce? Spune și mie. Ce ai zis? La care cale? Nu vrea să spune secretele. Așa între frați. Și sora cea mai mare? Madalina. Și mama, care după 2 ani, având un copil, bebeluș de 2 ani, a mai adus pe lume încă 3. Bravo! Mamă de 4 copii. Ia luați loc pe canapea, fuga. Noi avem aici pregătite și activități, dacă vreți să construiți. Cu toate că eu știu că voi deja mergeți la școală. Da? Și pe mama o lăsați în celălalt colț, da? Voi ce clasă sunteți, băieți? Întâia. Și voi stați într-o bancă toți sau nu? Nu. Că nu-s bănci de 3 sau stați în genere separați? Separați. Da, dar nu vrei să mai vorbești cu frații tu așa din când în când sau la recreație vorbiți? Da. La recreație. Dragă soră mai mare, tu ai înțeles, de fapt, la ce vârstă ai înțeles că tu ai 3? Da. Nu așa, dar 3 băieți în casă. Că erai mic atunci când ei au sosit în casa voastră, așa? Da. Da? Când mama, fata cea mare, a înțeles că eu nu am un frate sau o soră, dar eu am 3 deodată? Eu cred că din primele zile ea a înțeles. Deja, de fapt, ne vedea... Deja când mi-am amintit, parcă asta nu s-a întâmplat cu mine, da. Departe. Țin minte când erau ei mici și adormeam în brațe pe rând, îi luam pe unul, eu, unul soțul și unul lăsam în grijă surioare să-l supravegheze. Îi luam pe rând, îi adormeam până mai gata dorm. Deja câteodată nu mai avea răbdare, intra într-o cameră, vedea unul stă în brațe cu un copil, în cealaltă. Țin minte câteva cazuri au fost că a intrat și a... răcnit odată tare, că i-a sculat pe toți încă o dată, iar de la început. Da, mai pune mamă jos și ia-mă pe mine. Da, pentru că asta, ea tot era micuță, da? Și ea nevoie încă de dragoste mamei, alintare. Dar mamă, câte mâini să aibă ca să le reușească pe toate. A fost și în cazul tău o sarcină concepută natural. Da. Începută natural, avem în ambele generații, din partea mea, tata a avut 2 surori de gemeni, din partea soțului bunica e din gemeni. Adică pentru gemeni eram undeva pregătiți, dar la tripleți nici gând. Și atunci când ați mers la ecografie și... Da, mi-au spus prima dată că sunt gemeni, eram cu soțul și cu fica. Pe urmă a spus, nu, haideți încă la un specialist în altă salon. Am văzut deja, se consultau ambii. Da. Noi deja nu înțelegeam despre ce merge vorba. Nu, felicitări, voi n-ați să vedem, voi tripleți. Șocul a fost mare. Șocul mare, da, soțul ne-a dus acasă. Pe urmă, până acasă, până seara, în genere, n-am mai vorbit nimic. Era în șoc total. Liniștea, pacea dinainte de război, când tu te pregătești moral, să știi că tu urmează să ai o sarcină cu 3 copii. Da. Adică știți ce înseamnă, multe dintre voi, știți ce înseamnă o sarcină cu un singur bebeluș, dar cu 3. A fost o sarcină grea pentru tine? Tu ai cu ce compara, pentru că nu a fost prima și unica. Nu, da, e a doua. Pur și simplu, nu știu, poate soțul din prima i-a spus, și la fetiță când am fost la ecografie, i-a spus 100% e fetiță. Ieșim noi de la medic. Ei, nu, medici, mai încurcă, el totuși spera undeva băiat. Cred că a fost dorința prea mare. Prea triplă! S-a rugat dimineața de miază și seara, mi se pare, că soțul ca să ai cu băieți. Dumnezeu, i-a dat 3 odată. Pentru corpul unei femei, e un efort mare, o sarcină cu 3 copii. Ai muncit în acea perioadă de graviditate sau mai mult prin spitale și acasă?
n-am reușit să muncesc. Pentru că, de fapt, era în concediu de maternitate cu cealaltă. Nu mai mă gândeam în toamnă să o dau la grădiniță, ies eu deja la serviciu. N-a fost noroc. Adică norocul cel mare a venit. Da, norocul cel mare. Uite, vedeți ce frumos gândește. Cu toate că atunci când te uiți în urmă, pentru că ai văzut și în culisele emisiunii că v-ați întâlnit cu tripleți de ăștia micuți, îți dai seama că asta a fost foarte greu. Da, și acum sunt mari, independenți. Da, nici acum câteodată nu îmi venea crede când îi văd prin casă așa de mari și aleargă, sunt mulți. Da, uite, asta e senzația de mulți și așa de frumos. Băieți, dar uite, atunci când voi ieșiți la plimbare pe stradă, așa că toată lumea se uită așa la voi? Da. Da? Și voi ce le ziceți înapoi? Nu le ziceți nimic, le dați un noroc și să nu mai caște gura, da? Mai bine să se apropie, să dea un noroc și să fac cunoștință cu voi. Așa? Da. Da. Draga mea, tu te mândrești, cred că, la tine, la școală? Că mai sunt tripleți în școala voastră? Nu, cred că. Nu, suntem unici. Sunteți unici. Și când intrați voi în școală, toată lumea se uită numai la voi. Sau s-a obișnuit cu voi? Nu se uită la noi. Nu. Deja e ceva normal, da? Dar mama și tata tot timpul îi îmbrac tot una. Nu. Nu? Nu, cam majoritatea cazurilor, da. Posibil, de exemplu, să fie modelul același, dar culorile, de exemplu, să fie diferite. Dar cam, nu știu, parcă eu după mine s-am îmbrac pe una așa, una așa, ba, stai totul. E o cheltuială mare cu trei odată. Nu, da, este un pic. Toate rândurile, dacă să iei ghete, încălțăminte de vară, botine de toamnă, iarnă, pantaloni mai subțiri, pantaloni mai groși. Atunci când mergeți la cumpărături la voi, cam așa arată. Da, mulțumim încă nanilor, buneilor, că mai avem ceva rezerve. Așa, mai aveți. Dar mașina e spălat la noi, aproape nu se mai oprește. Da, de fapt, și încă băieți, jucați fotbal, practicați, ce faceți? Cum murdăriți voi hainele? Jucăm fotbal. Jucați fotbal, da? În curte sau mergeți undeva la sport chiar? La Bunelu. La Bunelu, o să-i dea Domnul sănătate Bunelului. În prima perioadă, acum deja cred că voi sunteți ok, puteți administrați pe toți, dar primii câți ani din viață cu tripleții sunt cei mai grei? Eu pot să spun că fiecare an are greutățile lor. Adică, clar lucru că primul an a fost, când mai ales la început, nu dormeam. Dormeam, de exemplu, vreo 2-3 ori în 24. Câteodată când deja îi puneam să adoarmă, automat capul la mine se lipea de pernă, eu automat și eu adormeam. Nu, iar fiecare, cred că vârsta are greutăți, plusurile și minusurile lui. Băieți, uitați, vă noi aici v-am adus activități. Vreți să colorați? Hai, să simțiți-vă ca acasă, nu știu, nu chiar că nu avem covorașe și din astea, dar avem pregătite special pentru voi, puteți să vedeți cât aici tante Lilu cu mama voastră mai află. Și mâncare. Mâncare pentru patru odată și mai ales bărbați, ăștia au nevoie de energie. Și fata tot mănâncă. Mănâncă bine și... Mâncăm sănătos. Mâncați sănătos. La voi cratițele sunt mari cu mâncarea, da, tot timpul. Da, noi nici nu avem ce face cu astea mici. Practic. Pentru mamă de trei băieți, oricum sunt foarte diferiți. Trebuie abordare separată pentru fiecare sau... Nu încerc să-i toți tot una. Nu vreau să fac diferență, ceva, nu. Nu cred că e... Așa, pur și simplu, poate eu așa, e părerea mea. Care a fost cel mai greu moment de când au apărut băieții în viața voastră? Nici nu știu care anume, ele erau multe. Ele cum sunt multe plusuri, multe, clar că asta e o bucurie, o binecuvântare de la Dumnezeu foarte mare. Clar că cheltuielile sunt la puterea a patra, da. De așa. Aveți vreo indemnizație specială? Se oferă? Nu, am primit doar indemnizația că... Unica la naștere. Da, unica la naștere care, și care n-am muncit. Eu n-am fost angajat în câmpul muncii. Am primit aceia 300, mi se pare că ieșai de copil până la 300 de lei. Da, atunci când erau ei mici. Uh-huh. Ieșa 900 de lei, adică pe 3. 900 de lei pe 3 copii. Da. Voi pe scutice când dădeați doar pe lună. Nici nu ajungeau. Da. Aștia 900 ei nu ajungeau pentru... Da. Pentru întreținere. Da.
Dar eu sunt sigură că peste ani rezultatele și investiția voastră o să fie recuperată. Da. Și atunci când tu te plimbi pe stradă cu atâția copii, cred că oamenii sunt admirație, așa? Da, da, da. Uite, ăsta este cuvântul care poate defini senzația pe care o simți. Chiar îi aud, de exemplu, când ieșim în parc la plimbare. Mamă, copiii, mama, ies, gemeni, tripleți, mama, uite, nu te chiar supără. Mă simt, mă intră. Da, nu te supără că oamenii șușotez sau vorbesc. Nu. Te bucură faptul că ești văzută. Da. Știi, te faci văzută chiar de sunt mândră tot. Când merg cu dânsii toți patru alături, chiar mă sunt mândră. Asta e cea mai mare bogăție. Da, și ai și fată care să te gigiulească, dar ai și băieți care să te apere și să te susțină. Da. Sunt calmi. Așa au fost tot timpul? Sunt momente. Deja au început să bată, să se muște. Bărbați, nu vă mușcați. V-ați mușcat când erați mai mici. Mama le ține minte pe toate și de aici pe cineva trebuia să-l certe, de pe aici pe cineva trebuia să-l oblojească și să-l, să-l mângâie. Cum dorm? Aveți paturi supraetajate? Nu. Avem colțar. Așa. Toți trei, adică... De rândul. Da. Și fata deja aparte. Dar la zilele de weekend încep mama, se poate să mă duc și eu cu dânsul să dorm. Și dorme cu da, ei. Da. Este da, interesant. Da. Cât de diferiți sunt ei? Diferiți cam Bogdanel, parcă e mai cu mincior, așa. Mm-hmm. Aie și alți doi încep să mai întreacă la șotii, la... Dar, de fapt, noi expus faptul că și Bogdan se mai include în șoatele astea și încep toți. Care, băi, băieți, au făcut? Mama, nu eu. Pentru perioada rece, atunci când se îmbolnăvește unul și te simți că n-ai puteri, dar ei trei luau unul de la altul, ce făceai în perioada virozelor? Când erau mai mici, de la început vedeam unul răcea ceva viroză, luam în altă odaie, stăteam cu dânsa acolo să nu se mă lepsească. Da, noi pentru mult timp asta, că mergea următor fix așa, deja nu era sens. Am văzut și torturile de sărbătoare de 7 de 7 ani, la voi trebuie să fie totul la puterea treia. Trei cadouri. Da. Cadouri diferite sau la fel? Când erau mai mici, adică era cam spre mea aceeași. Deja ei sunt mai mari și încep chiar și scrisori la Moș Crăciun. Erau, fiecare au scris ce doresc aparte. Fiecare așa. Diferit. Băieți, dar voi ce vă doriți să deveniți? V-ați gândit la asta? Cred că toată lumea mă întreabă. Da. Ia spune. Om de lucru! Bravo! Bărbat adevărat, el o să lucreze. Tu, Puile? Medic, bravo. Și tu, polițist, mama, ai să ai legături în toate stelele. Da. Doamne ferește, ai îmbolnăvit medicul, o să fie, cineva te-a ofensat, polițist, o să fie, dar om de lucru, trebuiește în casă un om de lucru. Mulțumim foarte mult pentru că ați venit astăzi, bravo pentru educație, pentru răbdare și dedicație. Iată, noi am reușit pe parcursul emisiunii de astăzi să vedem cum arată tripleții de la câteva luni la un an și deja iată la plus 7 ani.